se gândesc. Hristos învia, dragi iubiți credincioși, suntem din nou la emisiunea Cuvântul Preotului. Astăzi suntem în Duminica 22, după Duminica Mare, unde bisericile noastre s-a citit pericopa evanghelică despre acel bogat și acel sărac Lazar, care nu făcea cât altceva cât stătea la poarta celui bogat și cerea totdeauna milă și îndurare de la acest bogat. Vrem astăzi să discutăm cu Părintele Ioan despre această pericopă evanghelică și chiar și poate unele întrebări care vor fi adresate de dumneavoastră Părintele Ioan. Părintele va răspunde cu mare plăcere. Părinte Hristos a înviat. Cu adevărat a înviat. Și binecuvântați pe creștini. Domnul să binecuvânteze cu mila și îndurarea sa. Părinte, ce înseamnă să dai milă? Și cât este de folositoare mila aceasta? Să faci nicătând la aceasta, nu numai cu cei care necesită în ajutorul nostru, dar poate și cu cei care ne cere câteodată mila și îndurare. Ce înseamnă a da milă și cât este de primit și cât este de folos? Cum ar trebui să o dăm? Mila, ca să o dai, îți cere inima ta. Noi cântăm în timpul când merge liturghia, mila păcii, jertfa laudei. Mila este cheia care descuie cerul. Iată, să vedem ce înseamnă mila, chiar când ești împovărat într-un păcat. Ai un viciu care și nu poți să te izbăvești din dânsul. Dar de ce milă faci? În Pateric sunt următoarele învățături. Mama unui călugăr venind către dânsul, el îl întreabă, ce mai faci cu tare persoană? O știa și el că era o desfrânată. Ea îi spune, da, are mulți bovnici, dar plata care o face pe corpul ei o dă săracilor. El a ascultat, după ce mama a plecat, s-a dus către duhovnicul lui și îi spune, iată ce întâmplare este în localitatea de unde sunt eu. Duhovnicul a ascultat și a zis că o să se mântuiască. Pe când face păcatul și face milă, spune, o să se mântuiască. A doua oară venind, iar își întreabă, ce-i cu persoana? Cu tare. Și-au înmulțit iubovnicii, zice mama către feciorul călugăre. Dar spune că au și înmulțit sărace căror le dă darurile. Iarăși călugărul tânăr se duce către duhovnic și îi spune, el spune că o să se mântuiască. Dar după ce o să se mama că iată și-au înmulțit iubovnicii, o să că ea dorea să vină cu mine spre tine și n-am luat-o. Și el îi spune, iată ce duhovnicului, ea dorea să vină încoace, să stea de vorbă cu mine. Și eu am refuzat. Nu trebuie să vină ea încoace, du-te tu către dânsa, că aici este chemarea ei. Ea avea viciu păcatul, dar avea marea dragoste de a face milă. Ea nu era conștientă în ceea ce se va întâmpla, dar când a apărut conștiința ei, i-au dorit să ducă să se sfătuie. Cum se scăpe de viciul acesta? Și dacă banii care i-au câștigat pe corpul ei, dându-l la fără de lege, sunt primiți. Tu ai făcut-o din dragoste către dânsă. Este primit. Și iată, ea s-a mântuit. Dumnezeu, noi când vorbim, odată am vorbit cineva, v-a întrebat ce este ortodoxie sau creștinul ortodox. Este o albină care caută acolege polen nu numai din florile văzute, din cele nevăzute. Și acolo unde este grămada mare de gunoaie și unde ar părea că e tot murdărie, ea undeva și acolo găsește ceva curat. Și ea spre folos. Așa Dumnezeu caută la inima omului și vede ce are omul în inima lui.
și îl vede că are dragoste, dar el e rătăcit. Hai să-l chemăm. Dumnezeu a văzut râvna lui Pavel, care era Saul. A văzut râvna lui ea. Dar a văzut că dacă Dumnezeu îl va naște pe dânsul din nou, cu lumina Duhului Sfânt, el va fi un vas ales deosebit. Și momentul când Dumnezeu să-l cheme pe dânsul, îl lasă până ajunge la cetatea Damasc. Și acolo, în lumină puternică îi se arată, acolo îl orbește, îi schimbă vederea, îi schimbă inima, îi schimbă Duhul și Pavel este într-adevăr născut din nou. Așa că mila este mare când Dumnezeu caută și o vede. Și a văzut că da, este, dar el nu cunoaște, el este rătăcit. Asta este puterea milei. E foarte, foarte mare. Și Dumnezeu se numește Dumnezeul dragostei, Dumnezeul milei. De atât noi spunem mila păcii. Mila păcii vine din cer și jertfa dragostei vine din cer. Și mila e mai presus ca viața. Așa că viața asta nu o folosești la nimic dacă nu ai milă. Însă mila, dacă o ai și chiar ești păcătos, e mai presus ca viața ta păcătos, fiindcă ea te va duce la curățenie. Da. Părinte, de ce am vrut să atingem despre milă? Că auzând astăzi, citind Evanghelia, ne spune clar și limpede Evanghelia că acest bogat niciodată nu i-a întins Lazar măcar o bucată de pâine sau să-i dea. Totdeauna el se hrănea cum se hrăneau acei câini sau cei care erau pe lângă dâns și care cădea din la masa stăpânului. Și până la urmă ne spune Evanghelia că Lazar a murit, îngerii au luat sufletul lui în rai, în sânul lui Avram, iar acest bogat nu a făcut altceva că s-a dus în fundul iadului. Părinte, vreau să vorbim despre acest loc. Ce este iadul? Ce prezintă el? Pentru cine este creat el? Și până la urmă, de ce a căzut acest bogat în acest loc? Și vrem mai în continuare să discutăm despre această prăpastie dintre noi și dintre voi și să discutăm, să vedem care, până la urmă, este modalitatea de a ieși de acolo și dacă este modalitatea. Se spune că un învățător înțelept care învață pe cineva, o taină o lasă ascunsă, chiar dacă învață toate ceva, încă nu îl învață. În înțelepciune dumnezească sunt lucruri care au fost tainici și n-au știut nimeni niciodată de cei ce au creat Dumnezeu și au creat iadul unde este locuința morților. Însă Dumnezeu nu l-au făcut pentru că ar fi un răzbunător asupra cuiva. Și Dumnezeu l-au făcut locuința aceasta că cei care vor avea libertatea liberă, cerând-o libertatea, ca poporul evreiesc când au cerut ca să-i se dea lor împărat, le-au dat. Dar pe urmă ei n-au fost mulțumiți de cerința lor, că au cerut și n-au știut ce cer. Acum Dumnezeu locul acesta l-au creat prea dânsul ascuns. De ce și până în prezent nimănui n-au dat cheia. Nimănui n-au dat cheia iadului. Cheia raiului știm că au dat-o lui Petru. Când e mânia, du-i în rai. Dar nu când e mânia să-i duci în iad. Locul acesta este un loc foarte periculos de tot. Foarte strașnic de tot. Noi încă nu avem închipuirea împlinită ce este iad. Noi îți vorbim, dar noi nu avem. Că nu e ceea ce noi gândim. Este mai strașnic decât noi ne gândim. Că poate dacă s-ar gândi cineva că slujește întunericului și se va duce întuneric și va fi bine, nu. Dacă ar fi să stâns aici lumini, suntem întuneric, dar nu deranjează nimeni, stai pe scaun, n-ai treabă cu nimeni. Nu. Acolo ai treabă cu focul. Acolo ai treabă cu mintea ta. Acolo ai treabă cu memoria ta și acolo ai treabă cu voința ta. Deci el este atât de periculos că este un loc care e închis și nu se mai deschide. S-au deschis numai la cuvântul prorocului, când spunea mai înainte, au prorocit prorocul
David în psalmul 23, ultime versete, și acolo spune așa: deschideți voi porțile voastre și va intra împăratul slavii. Deschideți porțile voastre, boieri. Cine sunt boieri? Satana și moartea. Doi boieri sunt. Însă Satana este boier, dar nu are influența asupra morții. Nici el nu are influența asupra iadului. Că iadul este care se numește nesățios. El niciodată nu se satură. Și acum am spus că s-au deschis o singură dată porțile acestea. Ele mai mult nu se vor deschide. Ele s-au deschis pentru că trebuia să vină împăratul puterilor, împăratul slavilor. El trebuia să vină și atunci ele se deschid. Trebuia să distrugă toate porțile acelea și să da libertatea. Însă după ce s-au dat libertatea și vei cădea acolo, nu mai poate nimeni să te izbăvească niciodată. Iată de ce Sfântul Înger, către Sfântul Macare cel Mare, i-au descoperit strășnicia aceasta. Și mai mult ca atât, au descoperit că grozav este, mai groaznic este pentru cei care au crezut și au mădularele sale le-au dat într-un fără de lege. Cei care s-au numit, să spunem acum, întâi stătători ai bisericii și acum vor face o sminteală care vor duce lumea, ei s-o duce, lumea să va duce din cauza că ascultând minciuna în iad. Dar ei vor fi mai desubt, mai os în strășnicie. Unii am spus că vor avea trei lăcăți. Mintea, memoria și voința. Și totodată va avea trei săgeți care va săgeta permanent. Mintea, memoria și voința. Și va avea trei vermi adormiți care nu va înceta să te muncească. Și mai straște decât să te chinuie pre tine memoria, conștiința ta, să te chinui pe tine voința ta, ca tu să aduci, iată de pildă, să fii aici în mijlocul apei, să fii însătat și apa ți este până la barbă. Dai să bei, să lasă mai jos de genunchi. Permanent, asta este. Asta e cea mai mare suferință și durere. Așa că iadul este o locuință a morții. Și totodată este o locuință unde se pedepsesc sufletele care n-au crezut și n-au vrut să se achite ca bogatul din Evanghelie. Cu cei ce au lăsat Avram, cu cei ce au lăsat Isaac, cu cei ce au lăsat Iacov din învățătura părinților și la Dumnezeul părinților lui. Asta este strașnic. Dar acolo când se vorbește către noi și între voi, prăpastie este. Dacă undeva cineva mai vorbește, să spunem, Biserica Catolică mai vorbește de Shiloh, acolo un loc unde ar fi în preajma iadului și pe urmă, după un timp oricare, o vreme oricare, poate că e reușit să numere nisipul mării sau al pustietății sau frunza condurilor și a pădurilor sau picăturile oceanelor, poate să zicem că ar fi, nici asta nu este. Limpede, clar, arată că între noi și între voi prăpastii. Nu vine nimeni din jos la voi, deci niciodată, și nu se ridică nimeni de la voi în sus, niciodată. Care învățătură poți să o dai în afară de ceea ce ți-e în Sfânta Scriptură? Așa că strășnicia asta este grozavă. Însă Mântuitorul arată că nu pentru voi este făcut focul veșnic, și pentru îngerii care au căzut. Însă îngerii care au căzut n-au avut motiv de cădere. N-au avut trup care să-l ispitească pe dânsul, dar fi în bucate și în băutură, în minciună, în clevetire și în auz și în vedere care să te smintească. N-au avut. Însă au avut libertatea voință până la cădere, că după cădere, cei ce au rămas acolo de astea și rămâne cuvântul Evangheliei, că nu vine nimeni, că au rămas desăvârșiți, care nu mai poate să aibă gând de păcătuire. Și ăștia de aici au rămas pedepsiți cu păcatul desăvârșit.
care nu mai poate niciodată că darul din ei s-au luat complet și nu mai poate să aducă roduri de pocăință. Așa și celor care sunt în deplin păcat fără mărturisire, murind și ducându-se acolo numai din grijile lumii, cum am vorbit de semințirii care reușesc să mătoră să semne semința și au căzut pe cărare, care suntem acum pe cărare, vrem teatră, vrem fotbal, vrem hockey, vrem cu tare toate încercări, numai nu vrem biserică. Clar că acolo te duci. Sunt alții care parcă ar fi și credincioși într-o părere, dar cată lucruri lumești. Sunt o mulțime care s-a sinucid. Te-ai dus. Nu mai ai de acolo ieșire. Că Mântuitorul arată în moment când au slobozit patru inși, bolnavul cel paralizat, paralitic, care nu putea să se biște, ce a spus pentru iudei, care au zis, cine este acesta că și păcatele poate să iartă? Numai Dumnezeu poate să iartă. Da, el este Dumnezeu om și el poate să iartă. Și atunci au arătat că nu fiul omul are putere, el arăta păcatele pe pământ. Încolo nu se iartă păcatele, pe pământ. Și eu la ziua morților am zis, noi aducem pomeni, cum veniți? Veniți ca Cain sau ca Abel. Aduceți cei ce nu vă place vouă, biserici, și vă duceți pentru cei care socotiți că vă sunt dragi. Însă dacă vă sunt dragi aceia și ai venit aici cu pomana, care este milă, și vorbeam de milă, că este cheie, acum tu stai și vorbește în biserică. Oare nu mai bocat acea de pâine sau de colac, aceea ai socotit că salvează tot? Tu trebuie să stai în biserică, de ce spune? Că să stai ca lumnarea, drept și sars, în Duhul Sfânt. Ca să fii presurat cu focul Duhului Sfânt. Și tot omul trebuie să fie presurat cu focul Duhului Sfânt. Dar toată jertfa trebuie să fie presurată cu sare. Ca să nu dea dreptul, ca să, cum spunem noi, că să se aducă microbii fără de legea păcatului. Așa că noi trebuie să ne gândim foarte bine ca muritori, că dacă nu vom trece aici prin smochin să ne ascundem, după Psalmul 26, că ce am dorit? Ca să văd slava bisericii tale, că în vreme necazul meu tu m-ai ascuns înăuntru bisericii tale. Și înăuntru bisericii tale este taina de mărturisire, unde când ești în taina de mărturisire cu duhovnicul, diavolul nu poate pătrunde acolo. El nu se poate apropia. Că ești, între tine este Hristos, biruitorul care au biruit toate. Și tu ai venit către biruitor. Și nu poate să vină cineva din afară. Apiată dacă lumea va trece prin taina de mărturisire și va veni la cunoștință că nu să-i cetească vămile, dar să-i dea dezlegarea vămilor. Că tu să mărturisești că am fumat, am băut, am curvit, am precurvit, lacom, sunt mândru, invidios, gelos, tot păcatul care intră în păcat. Tu trebuie să-l mărturisești și atunci tu treci vama aici și încolo când vei trece, condica cei care se numește lor unde ei scriu păcatele oamenilor, o să dai să ducă acolo să te îngăsească. Ești șters, fiindcă tu ai mărturisit. Dar care va rămâne nemărturisit, acela ce se va prinde. Și nu trebuie la vama mult ție să treci. Să-ți găsească unul care tot vama să nu poți trece. Celălalt n-ai ce căuta. Pe rând poți să-ți găsească. Dar dacă ai adus rodul de pocăință sau dacă ai avut undeva un păcat și aici ai dat la prescobedie, ai dat la rugăciune, ai venit cu milă și îndurare către cel sărac sau către Sfânta Biserică aducându-lui Dumnezeu, că nu aduci preotului, tu aduci lui Dumnezeu. Numai după ce ai adus Dumnezeu, îi se dă preotului. Dar tu aduci lui Dumnezeu, măcar să vorbească în arăt. Citești Scriptura. Că tot ce aduce Israel lui Dumnezeu este a preotului. Iacă asta, după. Și când este a preotului? După ce s-a făcut pe ridicare sau pe legănare. Aceea este a preotului. Numai. Dar tu ai venit către Dumnezeu. Și amu când tu ai venit către Dumnezeu și s-a că ai venit numai către preot și ai adus ca Cain. Cele care sunt strecați și tu-ți place tăi, tu le aduci ca jertfă. Asta nu-i primit în jertfă. Și iată această jertfă, care omul a murit și n-au reușit un păcat să-l aducă, s-au uitat, mila ta, rugăciunea ta, rugăciunea bisericii, poate că Dumnezeu aici să primească să-ți da. Iată, asta este mila care veni și acolo s-au adunat și au făcut o jertfă de răscumpărare.
Iată, asta poate să mă... Dar după ce tu ai trecut prin tainele mărturisirii, însă pe când tu n-ai avut nevoie aici nici de cum, dar ai fost numai botezat, aproape egal cu păgânul. Aproape. Că după Apostol Pavel când lămurește ce este cel tăiat împrejur, spune, dacă tu ai tăiat împrejur, nepăzând de legea, și cel care este netăiat împrejur și păzăște legea, nu te va condamna pe tine tu că cel care este tăiat împrejur. Că tu dacă ești tăiat împrejur, tu trebuie să respecti legea, că cel este netăiat și respectă. Atunci este folosul când tu ești, poți fi, zicem, nebotezat, spunem, după cum spune Apostol Pavel. Dar tu ai fapte bune. Apoi trimite îngerul către tine, către cu tare, cum au trimis către Corneliu, și-au adus de la Iopia pe Petru în casa lui Corneliu ca să-i boteze. Fiindcă tu către Dumnezeu nu te poți duce, fapta, rugăciunea este primită. Dar dacă tu nu ești pecetuit cu Duhul Sfânt, tu nu poți să intri în împărăția lui Dumnezeu, nici de cum. Deși ai faptele bune toate. Până nu vei trece prin apă și Duh, nu poți să intri în împărăția lui Dumnezeu. Asta este lege și lăsată din Mântuitorul. Așa că să ne ferim cu viața noastră și dacă undeva noi avem niște pecate, vicii care noi le avem, să știm că mila îl aduce pe om spre corectare și îl aduce spre naștere sufletească și îi dă dreptul spre mântuire, ca cum i-a dat dreptul lui Maria Egipteanca și tălharul de pe cruce. Dar prin taină de pocăință, dar el a făcut taină pocăință, pe cruce a mărturisit. Și atunci a zis, eu sunt păcătos, eu merit moartea. Că alții nu înțelegeau cum el a făcut pocăință. El a spus că noi suntem doi care merităm moartea. Tu tălhare, ai ucis, ai curvit, ai furat, ai făcut tot. Fără. Noi merităm. Dar Pilatul a spus, s-a spălat Dumnezeu, că eu vină nu găsesc. Înseamnă că dacă vină nu găsește, el este Fiul lui Dumnezeu. El este Dumnezeu. Că vină nu este. Că dacă avea vină, nu putea să distrugă porțile iadului. Dar au distrus. Că n-avea. Era fără de păcat. Și moartea au strigat. Au intrat cineva aici fără de păcat. Că m-au golit. Iată așa se golește. Așa că dacă noi vrem să avem mântuirea, păi noi nu trebuie să fim în spini, în grijile lumești. Că n-au zis Mântuitorul, nu mâncați. Dar că nu numai cu pâine trăiește omul. Dacă spunea Mântuitorul că nu-i nevoie de mâncare, atunci nu era nevoie. Dar au zis că nu numai cu pâine trăiește omul. Cel care era în pustietate 30 de ani, iată așa cu o rădăcină au trăit 30 de ani. Nu numai cu pâine trăiește, cu tot cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă cuvântul lui Dumnezeu nu este, apă nu-i, pământul seacă și tot se usucă. Că nu-i cuvântul lui Dumnezeu. Dacă cuvântul lui Dumnezeu este, atunci poate fi toate lucrurile împodobite. Și când vedem că Duhul lui Dumnezeu nu este în inimile noastre, noi vedem acum, după cuvântul Mântuitorul, vedem când se începe împărecherea. Și numai decât că Bartolomeu cată să împărecheze. Dar ce? Că să ruineze. Și ca să ruinezi o biserică falnică atât de mare, cred că moartea lui va fi strașnică. Mă îngrozesc să vorbesc, nu mai fiu aici cumva, ceva să... Noi trebuie să abonim că noi suntem babele de greu. Și cât n-ar fi, începând de la Istanbul, de la biserica care se numește Constantinopolului, și până aici, noi suntem babele de greu. Și dacă noi intrăm în numărare să vedem statistica care arată adevărat, dacă e, cum noi da să vedem ce arată știința, apoi arată că din 7.500.000.000, numai 500 de milioane pe tot globul sunt creștini. Amu, ce facem noi? Iată ce este periculos. Așa că să n-atingem iadul, că am spus, mintea se va pironi, memoria te va chinui, că ai avut Scriptura în față și n-ai învățat cum este, ai învățat după lucruri omenești, și atunci îți va spune, pleacă înapoi a mea, Satano, că ai cugetat la cele omenești și la cele dumnezești. Strașnic este iadul. Este un apel telefonic. Da. Alo? Bună, Hristos a înviat. Cu adevărat a înviat. Avem o întrebare la dumneavoastră. Vă ascultăm.
Binecuvântați-vă, părinte! Domnul să vă binecuvânteze cu mila și îndurarea sa. Avem o prietenă. E dată martorii lui Jehova. Și ne ajutăm la culocul, mă duc prin casa ei. Să-i păcat, părinte, ori nu? E păcat. Într-un fel. Fiindcă am citit în data trecută ce spunea în Psaltere. Asta la Ieremia prorocul. Că creștinii primesc obiceiurile lor, dar ei nu vin la creștini, dar noi ne ducem la dânșim. Dar ei sunt o confesiune periculoasă. Și cât nu le arăta adevărul, ei sunt acei care clevetesc biserica, chiar când se neacă, ei o să râdești și o să arăte. Dar nu o să zică, păduchiul, dar să arăte. Asta e strașnică de tot. Căutați-vă de treburile voastre, vă faceți prieteni din cei ce sunt prieteni care puteți să aduceți scale de mântuire. Cum puteți să prietenești cu celălalt care este împotriva adevărului și să-ți socoască că Maica Dumnezeu nu este adevărată, că biserica nu este adevărată, că preotul nu este adevărat, că mărturisirea nu este adevărat, că trupul lui Hristos nu este adevărat, împărtășirea nu merge? Cum? Că te duci, că te duci, David a oprit să se ducă, am spus și în rândul trecut, în Troia armata izraeliteană, din motivii că ne tăieți împrejur și al doilea motiv, că numai decât se ușor să deprinde păcatul lor. Eu nu vă sfătui. Că ai dat benețe, că te-ai înțeles, da, dar când ai făcut atâta de lungă prietenie, să știți că mare majoritate din creștini, ei salunică, că cei sunt mai șerăți și au un scop. Eu nu odată am stat de vorbă cu dânșii și am stat cu cei mai mari lor, nu odată. Și într-un timp fără limită, adică cât au dorit ei, că ei se grăbeau, nu eu m-am grăbit. După 3 ore spuneam, lasă-ne să ne ducem și ne-am cerut și părinte. Până atunci ne ceru Domnule, dar până aceea, după aceea ne ceru și părinte. Eu nu vă sfătui. Le-am demonstrat, le-am arătat și am arătat și ce este. Că ei m-au întrebat cum de nu te mâine, nu te superi, nu te enervezi. Păi eu, dacă m-aș enerva, n-aș fi eu. Și dacă m-aș spăra, n-aș fi credincios. Așa că n-am dreptul să mă supăr. De ce? Că eu te înveț. Mântuitorul nu s-au supărat. Dar le-au dat în lovitură cu adevărul. Și așa că nu este atât de corect ce spuneți dumneavoastră, că ar fi. Nu socot că este corect. Noi nu avem drept să-i... Eu n-am drept să-i judic. Eu n-am dreptul. Vedeți că eu nici nu mă ating niciodată. În caz când mă întreabă ceva. Dar eu nu mă ating. Că eu am stat discuții atât cu cei ce se numesc Ana Baptistă sau cu cei ce se numesc ștundiști, am stat de vorbă, cu cei ce se numesc subotiști. Și eu le-am demonstrat. La cei ce am întrebat eu, le-am demonstrat. Cum au spus că eu știu, am vorbit în mintea, dar nu este corect. Eu știu, am păzit credința. Și nu vreau ca să spun cum spunea odată, am spus cum se reapădă de Duhul Botezului. Când am întrebat pe ucenicul lui Paisie, cel mare, și l-au întrebat pe dânsul, voi vă rugați lui Hristos, dar Hristos nu este cel care vă rugați voi. Și aici numai au zis, poate fi și adevărat ce zici tu. Și Duhul Botezul s-a dus la dânsul. Duhul Dumnezeu s-a departat la dânsul. Adică tu nu ești încrezut în cei ce crezi? Cum poate Duhul Dumnezeu să stea aici? Dar ei sunt alte organizații de unde vin, altă pârghie. Ei sunt altă pârghie, care ei vor fi acei întâi care și vor veni. Nu vedeți cum este? Fac templul lui Lucifer. Fac templul satanic și îl pictează. Dar ei vor primi. Am desemnat pe telefonic. Alo? Vorbiți-le mai tare. Bună seara. Bună să fie seara. Hristos a înviat. Cu adevărat a înviat, mulțumim frumos. Hristos a înviat, părinții mă. Cu adevărat a înviat. Părinții Pavel. Mă rog, mă binecuvântați. Puneți întrebarea, nu pierdem timpul. Eu am o întrebare, ia ca la panașid, când se dă șervetele astea, ce ajută
Apoi asta întrebare. S-a văzut? Nu. Zic, ce ajută șervetele că când dat la panahidă sau alte daruri? Șervetele? Care le pune pe umăr sau ce? Da, cred că alte daruri. În primul rând este o dragoste de care noi vorbeam. În primul este o dragoste. Al doilea, să spunem așa, de-n dragoste ce tu faci ca un dar pentru cel care a intrat la tine și o recunoștință pentru că ți-au adus în casa ta mila, pacea și cuvântul lui Dumnezeu. Că prin cuvântul lui Dumnezeu intră mila și pacea. Și pe cum ai intrat în casa lui Zachei, așa intră și în casa aceasta prin intrarea preotului, intră și intrarea îngerilor. Și aceasta este ca o milă, tot așa, ca o jertfă. Ca un semn că tu faci ceva deosebit, că când îi pui pe umbră, ne-am ști că este mormântarea. Îi poți spune, a, undeva este o ridicare sau este o sfințire de casă. Și asta este așa, un semn între creștini care au făcut ca o binefacere și ca o milă. Și vezi când dau unde zic că se iei de sufletul cutărui sau se iei de sănătatea cutărui. Iată cum, totuși ca o milă să face. Asta, dar altă însănătate, el nu are așa, ca prin lege să aducă o sănătate. Dar, am spus, este o recunoștință și o compensă la cei care vrei să faci un bine și l-ai dăruit împreună și ce pe urmă dai și pune, spune, în numele Domnului Hristos, de sănătate și sau dacă e ridicare, pentru sufletul tare care este trecut. Ca Dumnezeu să-l miluiască. Iată asta. De ce vorbeam mai înainte, că ele se adună acolo și dacă undeva un păcat au rămas aici nemărturisit, noi încercăm pe el să-l ștergem prin tot ceea ce dăm noi și când îi pui aici, eu de pildă când îmi pune ceva aici, eu zic mulțumesc, Dumnezeu să primească. Asta e așa, întotdeauna. M-am întors și zic mulțumesc, Dumnezeu să primească. Ca ea să fie primită. Și tu dacă ai dat-o și eu am mulțumit, gata, este primită. De-am ea nu este a ta, tu chiar să vrei să o iei, ea nu este a ta. Dacă o iei, de-am o iei de-a mii și zic, iarăși, Dumnezeu să o primească. Și să o dau de-am eu. Și din dar în dar îți face raie. Când te sună pe telefonic. Da. Alo? Hristos a înviat, părinte. Cu adevărat a înviat, mulțumim frumos. Binecuvântat. Domnul să vă binecuvânteze cu mila și îndurarea sa. O întrebare vă rog, iată, ieri a fost sâmbătă morților. Când ducem noi jertfa aceasta pentru pomenirea morților, sunt parte între noi enuriașe sau se lasă acolo pe masă în biserică? De ce se vorbește? De tot n-am înțeles. Ce încă o dată repetați? Când ducem noi de sâmbătă morților în biserică, ne ducem acolo și lăsăm pe masă. Colaci sau da. Ceva? Colaci, da, și toate celelalte. Acestea sunt parte între noi sau rămâne acolo ca jertfă în biserică? Am înțeles. Ia că amudeam am înțeles și eu am auzit ce este. Uitați-vă cum am să vă spun eu așa în felul următor. Noi avem cartea ce se numește Numere, unde toate lucrurile astea, ele sunt așezate. Uitați, ascultați atent. Numere 5:9. Orice dar ridicat din lucrurile închinate Domnului de copiii lui Israel să fie ale preotului căruia ei sunt aduse. Lucrurile închinate Domnului vor fi ale preotului, tot ce se va da preotului a lui să fie. Și ceea ce se face prin legănare, el rămâne acolo și nu mai poate nimeni să ieși. Acolo de-am să-mi dau lucrătorul să împarte. Asta e lege. V-am citit. Știți ce vă dați. Asta e lege. Și atât aici așa se spune că prin ridicare. Adică el s-a ridicat. Tu ai pus acolo, în biserică. S-a ridicat. Tu de acolo nu poți să-i... Lumea ia. Că nu o să dai pe știmă. Dar corect, nu se ia. Gata, ele sunt adus Domnului, după ridicare sunt ale preotului. Acum preotul împarte la toți care sunt acolo, ca așa, nu știu pe altfel, așa să împarte la toți. Care sunt acolo lucrători și presupun că lor se împarte. Poți să dai unde vrei, duci la casa de copii unde, dar de-am ăsta se ocupă biserica. Fiindcă i-a dus Domnului și tot ce i-a dus Domnul rămâne a preotului. Și iată aici când să vedem ca poate cineva cu mintea lui să mai zic altceva,
Aici spune așa, că preotul o altă moștenire nu are. Și moștenirea preotului este Dumnezeu. Acum tot ce ai dus Dumnezeu, Dumnezeu dă în moștenire celui care este moștenirea lui. Ca să înțelegeți corect. Așa că nu se vede să ia înapoi cele. Lumea e deprinsă, dar corect nu se iau înapoi. Asta este oblăduirea și mai departe rămâne după ce spune preotul. Este un apel. Da. Alo? Hristos a înviat. Cu adevărat a înviat. Cinstit părinte, vă sărut mâinile, Zinaida din Soroca. Am refuzat la o doamnă să iau ridicătura, jertva, pentru soțul ei, care și-a pus capăt zilelor. Nu mă pot liniști, părinte, am procedat drept, știu că biserica nu binecuvântează să-i pomenim în biserică, dar vreau sfatul dumneavoastră. Vă sărut mâinile, mă închin și vă mulțumesc pentru toate. Mulțumim. Mulțumim pentru întrebare. Dar numai n-am înțeles adică ce spune că o refuzat când i s-o dat? O refuzat să iei pomană, fiindcă soțul ei a fost sinucis. Aha. La biserică? Da, nu, n-ați făcut, aveți tot dreptul, că dacă este sinucis, ei trebuie să ai conștiința să se ducă să se sfătuie cu preotul, să spună că daruri nu se dau. Și dacă darurile cele nu știi ce le-ai luat, nu este nimic. Dacă darul l-ai primit, înseamnă că te-ai făcut părtaș cu cel care s-a sinucis. Dacă știi. Dacă știi, da, eu am spus că dacă... Cred că doamna știe. Da, ce e care trebuie să... care fac lucrurile astea, trebuie să știe că nu se dă niciun dar de la cei care sunt sinuciși. Nu se dă. Dar dacă nu e înștiințat omul, omul nu pătimește, dar cel care o dat, el pătimește. Și curând ei pot să pătimească așa și să uite de ce pătimesc. Dar nu este corect. Bine ați făcut. Eu refuz categoric. Nici n-am parte. Nici să mă apropii, nu că să fac. Așa că nu se primește nimic de la cei care sunt sinuciși. Nici nu se face pomenire. Nici masă nu se pune pentru dușă. Ei n-au nicio legătură. Gata, el e rupt de tot. El e dus în tartor. Fără judecată. La zăvă judecății nu iesă. Scris este. Că chiar în psalmul întâi spune și că păcătoșile în sfatul dreptului nu vor învia. Gata, acolo-i. Nu, în nădejde, în Dumnezeu. Da, da. Este un apel telefonic. Da. Alo? Hristos a înviat, părinte. Cu adevărat a înviat, mulțumim frumos. Părinte Ioan, Hristos a înviat. Adevărat a înviat, am zis. Am Hristos a înviat la tot ce nu preuțesc călugăresc. Și părinte Ioane, am așa întrebare, dacă se poate, că de el nu se aude, oare nu aude. Noi așa suntem oameni de rând, oameni mireni. Și ieșim așa, ieșim, zicem în drum, stăm o leacă la vorbă, mai stăm, mai unul spune una, unul spune alta ca oameni. Și la noi mai facem și o propoziție așa, dacă chiar că nu plouă, se muncește, dar nu plouă. Oare Dumnezeu s-a muncit, vă dați ca să poți facă lucrul ăsta, oare nu m-a spus să o să împlinite? Una, am și a doilea întrebare. Ia că stăm în biserică, Sfânta Duminică, și în biserică citește dimineață ceasurile, canoalele acolo și citește. Sună telefonul și mă cheamă la lucru. Oare drept să ies eu din biserică să mă duc la lucru, oare stau la Sfânta Liturghie? Bun, hai mulțumesc și cu iertare, părinte. Fratele Andrei, să trăiești. A. Stai că prima... A, cu... Da, întrebarea asta dumneavoastră nu numai acolo dumneavoastră se discută. Nu numai la dumneavoastră. Cineva îmi spune mie tot așa, în tocmai cum zice că Dumnezeu, că iată să muncește să plouă. I-am spus că nu. Te muncește cu memoria ca să schinui memoria și să vezi că din păcate tale nu plouă. Dar nu se chinuie cerul, nici de cum. Corect ai spus. Că Dumnezeu zici s-au făcut, au porucit, s-au zidit. Prin cuvântul Domnului toate s-au făcut. Și nu este nici o greutate. Însă ne arată să vedem, precum am spus, de memorie, să vedem că memoria noastră să ne chinuie odată și odată, să venim la recunoștință și să recunoaștem că suntem, într-adevăr, depărtați de biserică și puși numai în nădejdea. Când ne-au uitat părinții internet și au spus că ar ploaie. Să-i întreb, dar ce nu plouă? Păi da, uneva au țărit. De ce nu? Da, aparatul lor poate să arate, dar Dumnezeu a schimbat planul.
dacă armata romană atât de mare și pe decebal nu-l puteau prinde. Era așa discutit. Dar cum să prinzi tu o lucrare a înțăreptului care toate le-au făcut? Nu poate. Este un păcat că lumea discută, este necredincioasă lumea și s-au pus baza în internet. Dar internet cine? Sunt oameni. Dar oamenii cei nu știu dacă știu de Dumnezeu sau nu știu de Dumnezeu. Și dacă ar ști și n-ar ști. Și dacă ar ști Dumnezeu și vorbește ce nu trebuie, e un păcat. Bătrânii aveau altă orientație. Prin tot ce este lucrarea lui Dumnezeu, prin pasăre, prin diferite alte lucruri naturale. Și nu le trebuia să aibă internet. Dar de când noi am pus nădejde în internet, și copiii noștri pe internet să se nucidă. Și atât și astăzi am trecut, și duminica trecut spuneam că am trecut și erau astăzi mai mult. Joacă fetele cărți, deschis în uliță, afară. Ploaie vrem. Poate să ne dea Dumnezeu, dar vedeți unde dă Dumnezeu ploaie și inundații să face. Bucurați-vă, pentru că în Moldova, că nu știm din cauza cui Dumnezeu ne păstrează. Dar noi cerem, dar nu știm ce cerem. Dar ce noi nu merităm. Citiți Psalmul 102 și o să vedeți acolo ce spune. Că nu mai sunteți vrednici de ceva, ci numai Dumnezeu prin dreptatea sa poate să ne dea nouă, prin vrednicia sa. Dar noi murmurăm și vorbim lucruri, nu se muncește cerul, cine va munci pe noi când s-a face cerul, aramă și pământul cărămidă. Atunci vom vedea ce o mai vorbi. Așa că este păcat. Și cea a doua este... Pot să vă ascultăm întrebarea. Hai, da, și bine. Alo? Alo? Da. Hristos a înviat. Cu adevărat a înviat. Părinte, vă rog să vă binecuvântați. Domnul să vă binecuvânteze. De cel mai tare vorbiți că trebuie să... Părinte, am așa o întrebare la dumneavoastră. Numai ce s-a spus că cu aici care se ne ucid să nu... să nu se dea darurile astea. Că când e pomană, dar poate ia ca de la biserică să iei sfeșnicul sau crucii din biserică să le iei la biserică să ne ucid. Asta e întrebarea. Da, mulțumim. Întrebarea cu biserică, ne ducem pe biserică, da, să ne rugăm. Noi ne ducem la biserică, nu ne ducem la teatru. Dar ducem biserică, telefonul lasă la casă. Că nu ești un om care hotărăște întrebările. Și dacă tu ai ieșit din biserică și te duci pentru grijă lumești, darul Dumnezeu se duce de la tine. Tu ai venit la biserică să te rogi. Și dacă tu ești cu un picior, să spunem în biserică cu altul în lume, te va întreba unde vrei, cu cine vrei să fii. Un părinte care a ascultat cum vorbesc diferiți cuvântul lui Dumnezeu, noi aveam diferiți care vorbesc în diferite înțelesuri cuvântul lui Dumnezeu și ce unde auzea, acolo se ducea. Și Îngerul Domnului s-a arătat și îl întreabă, Iosif, cu cine vrei să fii? Cu Israel sau cu Egiptul? Și el neștiind ce spun, îmi spune și că Mercurii îmi dai răspunsul, da, asta era duminică seara. Mercuri au venit îngerul către dânsul, dar el între timp s-au dus la duhovnic și au întrebat, ce să fac, iată ce. El întreabă, dar tu ce faci? Și că mă duc unde aud cuvântul Dumnezeu. Nu, dragul meu, trebuie să te duci acolo unde cuvântul Dumnezeu să vorbește adevărat. Și a spus când te va întreba, să-i răspuns că vrei să fii cu Israel. Și când a venit îngerul, a întrebat, cine vrei să fii cu Israel? Apoi ascultă acolo și stai. Și fii ca Maria. Ascultă cuvântul și îl împlinește pe el. Așa că în biserică te rogi, dar nu la telefon să vorbești. Și încerci să scoate cineva prin telefon. Și noi, când spune predică preotul, dă el reple și aleargă afară, mai măi ce rezolvă și-a vin, spune, părinte, am atât mare probleme și greutate și ne-a ajuns. Păi eu să ai. Fiindcă tu n-ai venit să te rogi, tu ai venit să arăți tuturor că cineva te cheamă și tu ești ceva întrebat. Dar cine știe cine îl cheamă? Părinte, poți mai ascultăm o întrebare. Alo? Alo? Da. Hristos a înviat, Părinte Ioan. Adevărat a înviat, mulțumesc frumos din suflet. Asta am o rugăminte la Matava, sună de la Palanca, Valentina. Cred că Matava a adus. Da, mi-am amintesc, doamnă Valentina. Avem noi o întrebare la Matava. La noi e azi ultima duminică, o slujit preotul ăsta care e la noi, amă. Și el gata s-a dus. Unii putem noi să ne adresăm ca să ne dăie preotul. Noi nu vrem, măcar că suntem lume puțină, ca biserica noastră se închidă, că noi tot credem în Dumnezeu Sfânt, în Domnul Iisus Hristos, în Măiculița Domnului
Și vrem ca biserica să cum e satul nostru Mititel, dar să, și e preot. Dar la Șalvire nu este? A? La Șalvire nu este preot? Ori el a, era... Asta care slujea la noi, la noi și la Șalvire. Și el azi ultima oară la Șalvire o slujit și gata s-o dus. Părintele din Omid? Nu, eu nu știu cum îl cheamă. Așa, nu știu. Mai în scurt, în cuvântul cu... Așa pot să spun. Este protopop, care el cred că cunoaște și el are informații de tot ce zice, fiindcă el este protopop și răspundă și el este reprezentantul în teritoriul mitropoliei. Și cred că nu veți fi dumneavoastră lăsați fără preot. Nu cred că va fi asta, nu. Eu gândesc că de-am el se gândește pe cine se tremată, cum se tremată și cum va fi. Nu o să fiți lipsiți de cuvântul Dumnezeu și de slujba care este pentru mântuirea sufletelor. Eu gândesc că el are grijă de asta, așa, fiindcă el ce se duce trebuie să fie informat, numai cât el informează pe protopop că iată al sondul, că așa și el cunoaște lucruri. Cred că de-am deja cineva este pus ca să vină să vă trimată. Așa că, doamnă Valentina, o să aveți preot. Avem o datorie. Da. Întrebarea era într-așie că dacă omul este sinucigaș, să ia de la biserică crucea sau sfeșnic sau altele din lucrurile acestea. Ferit ai Sfântul, nu. Nu să ia. Eu am spus, nici nu primești la dânsă, dar nici nu se dă biserica. Dacă sinucisul ar fi fost stat la evidența medicului și medicul ar accepta lucrul ăsta că el a stat la evidență și ar da mărturii pentru cei că el a stat la evidență și cu dereglări, atunci biserica îi poate să vărășe, îi poate da, fiindcă el a fost bolnav. Dar dacă omul a fost sănătos, mental și au săvârșit aceasta, biserica nu îl poate ajuta nici de cum. Dar acestea în considerație că au fost bolnavi și au stat la evidență și cazul s-a întâmplat. Atunci e altă întrebare. Nu mai intră așa. Dar restul ca să dea biserica cruce sau ceva de la biserică nu are dreptul. Nici de cum. Nu avem nicio legătură. Gata, el s-a despărțit, s-a rupt de totul. El, cum zice în popor, azi au scuipat, nu în sufletul omului, ci au scuipat în taina botezului și în Duhul lui Dumnezeu. Și au ignorat cu totul. Și așa că nu avem dreptul ca să le dăm. Nici de cum. Părinte, astăzi, auzind Evanghelia, ne-am dat așa întrebare. Oare cât omul pot, până la urmă, să fie de... așteptat la minunile acestea sau poți creadă el în minunile sau altele momente în lucrul acesta, fiindcă de ce ne-am dat așa întrebare că astăzi acest bogat nu a întrebat cât altceva, că l-a întrebat pe Lazar ca să trimată pe cineva măcar înviat ca să-i spună și fraților lui. Cred că înseamnă că frații acelui bogat trăia ca și el ca să nu ajungă în locul acesta. Și întrebarea mea este în aceea, că, părinte, să vină cineva acum înviat din morți, sau să vină, nu știu, sfinții sau cineva, poți creadă omul acela care el este, care el și până amun nu a crezut și poate în continuare nu va crede? Cred că nu. Fără ca să facem noi aici ceva undeva, o filosofie sau de la noi, am pune cuvinte, nu. Să încheie Evanghelia. Dacă de morți ar învia, tot pe el n-ar asculta. Asta se încheie. Acum să vedem ce am zis-o ieri la după ce s-a făcut ridicarea pentru cei răpăsați. Când Domnul Iisus Hristos s-a înviat, asta ne mărturisește Evanghelia. Când Domnul Iisus Hristos s-a înviat, împreună cu Hristos s-au înviat foarte mulți pe care lumea i-au cunoscut și au intrat în cetate. Nu și? Care au fost rezultatele iudeilor? O parte au crezut, nu că i-au văzut pre ei, dar altă parte n-au crezut chiar dacă i-au văzut pre ei. Așa că nu este corect. Au premoisi, au proroci, lasă ascultă lor păveți. Iată acum noi suntem trâmbița care trâmbițăm. Și trâmbița care trâmbițăm le arătăm ce s-a întâmplat cu bogatul și ce trebuie să fie. Acum vezi lucrarea care se numește vicleană. Știi câteodată nu se spune hidden. O lucrare vicleană de tot. Dar ce?
zilele azi să plece. Era nevoie de picăturile care să vor atinge, dacă vă atinge, dar nu să, nici o picătură nu rămâne, că rămâne numai umid de deștul. Și a spus, tu ai primit toată lumea, nu mai este nevoie ca el să vină să plece. Zilele azi să se ducă, nu se pogoară nimeni, doar am spus, nu se pogoară nimeni și nu se ridică nimeni. Este aici cuvântul lui Dumnezeu, este organul principal, iată, Constituția lui Dumnezeu, Biblia, Scriptura, Sfânta Scriptură. Acum orientează-te, ascultă pe cei care sunt, să spune, privighitorii Constituției, privighitorii legii lui Dumnezeu, a Sfântului organ. Ascultă, că noi suntem aici soli. Adică ce este preotul după Malachie, prorocul îmi spune că este îngerul lui Dumnezeu. Dacă preotul este îngerul lui Dumnezeu, că îngerul înaintea feței tale, Ioan Botezător, apoi știința și credința o păstrează prin gura preotului. Păstrează, ascultă și du-te la biserică. Dacă noi nu vrem să o facem aceasta, în zădar ne vom ruga cât n-ar fi rugămintea de mare. Eu nu în zădar am spus de cele trei săgeți sau de cele trei vermi. Cât n-ar fi. O să te chinui și o să dorești. Iată apa e până aici. Iată se pogoară un fruct până la gură. Nu mă dai să iei mâna, el se ridică. Asta e, Doamne ferește, chinul acesta care se numește memorie și voință. Asta e Doamne ferește. Asta e Doamne ferește și este iad. Părinte, să ascultăm o întrebare. Da. Alo? Alo, bună seara, părinte. Bună să fie, Sara. Am așa o întrebare la singuri. Mare invidie avem noi, părinte și pe copii. Și n-aș vrea să, nu vreau nici să blestem, nici să le zic nică. Învață-mă, părinte, unde să mă duc și să fac și fel de slujbe să plătesc la de, de sănătate, ori de și să-i plătesc la toți dușmanii ăștia invidioși ăștia. Ultim cuvânt am auzit mai de sănătate, ceva. Matale, ai invidie pe cine? Pe copii, ori n-am înțeles? Pe copii, da, mari invidie. A, pe copiii matale au invidie, lumea. Lumea, da. Aha, și ce vrei să faci ca să nu aibă lumea invidie, da? Sunt datare mari dușmani. Pe copiii, domnule ei? Da, păi, ca să știe, a spune ceva, trebuie să știe care este motivul, din ce motiv. Sunt credincioși, sunt ascultători de părinți, se duc la biserică, postez, că se roagă și ai spus să invidieze. Sau au afaceri care, unde le merge foarte bine și te invidiază. Sunt două părți. Două părți sunt. Mai este un apel. Dacă din partea credinței te invidiază, mulțumește Dumnezeu. Dacă din partea cealaltă te invidiază, că spune că ai prea mult, roagă-te lui Dumnezeu. Fiindcă Dumnezeu știe cui se dă și ce se dă. Eu le spuneam în felul următor, că Dumnezeu îi face pe oameni bogați, dar să nu uite de cei săraci. Pe când tu ești bogat, dar uiți de cel sărac, după un timp oricare Dumnezeu îți ia toate acestea. Dar fiind bogat, poate să te invidieze, că invidia vine de la rău. Dar, să spunem așa, bucuria și binecuvântarea vine de la Dumnezeu. Din care motiv? N-am spus că dacă din credință, mulțumești Dumnezeu și te întărească. Dacă din cei că ți vin la Dumnezeu, roagă-te Dumnezeu că cei ce-ți dă să te păstreze și să duci până în capăt, să nu cazi în ceea ce s-ar numi invidie ca să te poată aduce la o provocare care tu să începi a vorbi lucrurile și să perzi tot. Că asta este invidia, să te aducă într-o stare care tu să începi a face lucruri urite ca să perzi darul pe care ți-ți la Dumnezeu și prin care Dumnezeu te apără și la toate budurile care sunt în lumea asta. Părinte, cam am ajuns la finalul emisiunii. Nu m-am început și am ajuns? Cam da. Iată spune în felul următor. Spune și cu uite cu băgare de seamă la lucrarea lui Dumnezeu. Cine poate să îndrepte ce au făcut el strâmb?
Dacă noi ne uităm cu băgare de seamă la lucrarea lui Dumnezeu, apoi să vedem că lumea care s-a făcut strâmbarea acum aceasta, ce s-a făcut strâmbarea, apoi nu s-o poate îndrepta nimeni dacă nu va veni înspre Dumnezeu. Nu va putea nimeni să facă niciodată nimic. Și noi trebuie să fim cu luarea minte și să știm și aceeași revoluții care s-au făcut în 17, care n-au fost bune pentru nimeni și au fost în exil dus și cei sărași și cei bogați. Să luăm seama acum, să fim cu băgare de seamă că noi nu știm atâlmăci cuvintele Scripturii. 666. El este în văzduh. Și aceasta este o taină. Și dacă noi nu o cunoaștem, dar ea este, noi nu înțelegem, dar e bântuie, trebuie să te rogi. Fiecare om când iese din casa lui, iese când vede că este în o reală mare, dar nu plouă, dar nu reală este, el își ia zonticul. Se duce cu umbrela. Și dacă unde este căldura mare, el totuși ia umbrela. Dacă noi suntem în invidie cuiva, luați harul lui Dumnezeu și rugăciunea. Și dacă noi suntem undeva de cine cumva condamnați și care încearcă să facă ceva rău spre noastră, iarăși e harul lui Dumnezeu. Și mergi cu mila lui Dumnezeu. Dar să știți foarte bine că sunteți pe pământ și cum suntem aici, nimeni nu este asigurat că va fi viața lui și până când va fi viața lui. Trebuie să te rogi și să postești și să te împaci cu părinții tăi și ură să nu ții. În orice greutate care ai avea tu, sunt oameni care pot să-ți dai un sfat. Să numesc psihologii care se ocupă cu chestiile astea. Dar cel mai bun psiholog este preotul. Vine către preot în toată starea ta care este și stai de vorbă cu dânsul și încearcă să-ți apere comoara care este sufletul. Încearcă să fugi de ceea ce ar putea vermii ce ne-a dormit să te ia pe tine. Fugi. Fii înțelept ca șarpele. Fii simplu ca porumbul. Că șarpele își păstrează capul, păstrează-ți credința. Și fii simplu ca porumbul, n-avea răutate spre nimănui. Și nu te deznădăjdui și nu te da în mâna vicleanului să te amăgească, că îi poți sluji și lui. Da, au slujit lui Mamona, dar noi avem pildă din Evanghelie. Astăzi Evanghelia este cel care a slujit lui Mamona. Mai mult n-a slujit. A fost un om needucat. Un om care a fost ocrotit. Un om care a fost îngrijit la grijile lumii și desfătat. Și atunci el a fost cel care a crescut în casa în care crește copilul, în dezmirde. El a crescut în dezmirde. Și s-au dus la lanul de neghină. Și acum lacrima de s-ar preface în râu. Nu mai poate înalbi neghina. Și nu mai poate veni în stare de greu. Că între noi, între voi și între noi, prăpastie este. Așa că copiii nu trebuie să fie desfătați, dar bine educați. Ca să știe ce înseamnă mila. Și pe când noi vedem copiii, sau când vedem Evanghelia, spune că Lazar era bolnav la poartă, plin de bubi, câinii îi lingeau ranele și fărmăturile ce cădeau încerca să se sature. Este foarte dureros. Și ne arată că nu era de nici de cum educat. Însă Lazar era cel care a suferit, a îndurat. Părea că nu va fi sfârșit chinurile. Totuși, la sfârșitul chinurilor lui este trimis îngerul Domnului să-l ducă pe dânsul după chinul acesta în sânul lui Avram. Acolo să-l ducă. Acolo să-l odihnească. Acolo să stea o lumină ca când va veni vremea să lumineze celui care este în iad. Și iată vremea aceasta a venit. Când erau ridicat ochii, au văzut pe Lazar în sânul lui Avram. Sânul lui Avram este desfătarea. Tu ai primit în lume toate acestea, stai în foc, că n-ai avut grijă de nimic.
Nu-ți mai sunt aici cei care ți-au purtat de grijă și au umblat în jurul tău la porunca împăratului. Dar Lazare, cel care au stat bine cu câinii și n-au cârtit asupra nimănui și au dus pentru Dumnezeu, pentru Hristos, pentru mântuirea sufletului o viață povarată și de acolo unde memoria nu-l va deranja, nici voința nu-l va supăra pe el nici de cum. Și mintea lui va fi liberă în ceea ce se numește plinătate, desfătare, sânul de Avram. Plinătate, desfătare. Așa că acolo este strașnic. Dar focul acela nu este pentru noi. Pentru cei ce au căzut. Însă cei care au căzut ne invidiază. Și invidia l-a rost până atât când ne-au scos din rai. Și l-au amăgit pe Adam. Și l-au adus într-o soartă nenorocită. Dar Dumnezeu i-a dat prin dragoste, prin mila păcii și jertfa dragostei. Întâi au făcut toată plinătatea raiului, toată plinătatea pământului și l-au făcut prin nați dragostea mea, nați mila mea, nați îndurarea mea. Omul și-a ales altă soartă. Pe cine învinuiești? Pe cine vom învinui noi? Și dacă vom ruga, parcă ne-ar părea că din iad de mai avem milă și grijă de cei care sunt acolo. Dar de ce n-ai avut o grijă în viață? Să-i îndemni, să-i chemi, să-i povățuiești. De ce n-ai avut în viață să dai tu aceasta milă ca să primești și tu cheie? Să stai și tu în sânul lui Avram. Gândiți-vă bine, fiți înțelepți ca șarpe, simple ca porumbe. Și nu uitați ce am început. Sfârșesc. Ce te va strâmba Dumnezeu, nimeni nu va corecta niciodată. Dumnezeu nu strâmbă pentru că El dorește să o strâmbe. Când întreba cineva, ce poate Dumnezeu? Toate poate. Numai nu folosește puterea în ceea ce poate. Nu folosește. Folosește dragostea în ceea ce dorește. Ca pe Pavel, pe drumul Damascului, să-l întoarcă. Pe când era încânat și dorea să facă omor, uite, atunci îl naște. Primiți naștere prin Duhul Sfânt. Și aveți un Duh nou și o inimă nouă în Iisus Hristos. Rămâne să zic, vă rog, de mai arătați și Domnul să vă ierte. Intrați în biserică. Nu lucrați sărbătorile. Nu lucrați duminicile, că în tocmai duminici liderii dau grâu, dau tot aceea. Tocmai duminica iese la arat. Că ei, unii spuneau că decât să beie, mai bine sare. Păi, idem, el are voință liberă, dar tu de-am săvârșești păcatul înaintea lui Dumnezeu. Și mai citesc o dată ca să vă fie clar. Și toți care nu înțeleg ce înseamnă aceasta, fii tu preot, fii tu cine ai fi. Dacă tu te-ai depărtat de înțelesul Sfintei Scripturi, atunci nu mai ai de ce să te mai depărtezi, gata, ai pierdut tot. Sfânta Scriptură ți este ție viața. Pentru aceasta a venit în lume Dumnezeu, pentru ca să-ți dea ție viață. Și dacă tu acum nu vrei ca să primești viața, vai și amar pentru tine. Uite ce spune aici, la ieșire 31:13. Vorbește copiii lui Israel și spune-le, să nu care cumva să nu ține săbatele mele. Azi cum spune? Săbatele mele. N-am spus ca omului. Săbatele mele. Că acesta va fi între mine și voi și urmașii voștri, un semn, după care se vă cunoaște că eu sunt Domnul care vă sfințește. Să țineți sărbătoarea, adică să țineți sărbătoarele. Iar cum noi acum aveam duminica, că e trecută, că e prima zi, de la Hristos, de la învierea lui Hristos. Că vor fi pentru voi ceva sfânt. Cine îl va călca, va fi pedepsit cu moarte. Cine va face vreo lucrare în ziua aceasta, va fi nimicit de mijlocul poporului său. Și iată, în capitolul 35, și cu aceasta, spunem sfârșit la ora de astăzi. 6 zile să lucrați, dar ziua 6
să vă fie sfântă. Acesta este săbatul, ziua de odihnă, închinată Domnului. Cine va face vreo lucrare în ziua aceasta, să fie pedepsit cu moartea. Să înțeles ce facem noi când lucrăm duminici și sărbătorile. Acum, dacă să ne ducem la Apostol Pavel, să vedem ce spune el aici către galateni. Următoarele cuvintele zice: dacă legea lui Moise te pedepsește cu moarte, dar legea au primit-o Moise, ce va fi cel ce încalcă legea lui Hristos? Și care este legea lui Hristos? Ce spune apostolii? Ziua Domnului este duminica. Ziua Domnului este ziua învierii. Și în biserică cântă învierea lui Hristos văzând. Să ne închinăm Sfântului Domnul Iisus. Unde te închini? Tu în Crujani? Unde stai? Tu prin băi diferite, prin paruri diferite, unde te păruiești, te băiești prin saune diferite? Ziua Domnului este în biserică. Și în ziua Domnului spune că apostolul și evanghelistul Ioan erau adunați și în Faptele Apostolului. Și la ziua Domnului Sfântul Ioan au văzut în Apocalipsă ce va fi cu toată lumea. Și s-a arătat că 666, am spus, plutește în văzduh. Și acum noi trebuie să fim înțelepți și să nu lucrăm zilele acestea, dar să ne rugăm. Noi putem acum să întoarcem carul lui Faraon. Uite, acum putem carul lui Satan să-l întoarcem prin credință, prin unire. Nu prin ceea ce spune că cineva iubește ca să facă împărecheri, ca să stăpânească lumea. Cui convine aceasta? Lui Satan. Și de ce el vârâzi zanie? Când? Când noi dormităm de la Sfânta Scriptură. Încă o dată zic, Hristos a înviat. De rata înviat. Mărturisesc și vă mulțumesc tuturor care mărturisiți învierea lui Hristos. Nu numai pentru mine, că eu zic în biserică, dacă eu permanent vă dojenesc, vă zice, Părinte Ioan, mulțumesc, asta Hristos a înviat. Dar te întorci și zici, Părinte, bună ziua, fă țarnice. Cât pentru el și cât pentru mine, este Hristos a înviat. Dacă trăiești astăzi în Hristos, în lumea aceasta, numai, fără să ai nădejde în învierea cei de acolo, ești deplâns mai tare ca bogatul tău, Evanghelie de astăzi. Așa că zic, dacă undeva ceva nu am avut vocabularul să vorbesc atât de corect și undeva m-am potăcnit cu vorba, cer milă și îndurare. Dacă undeva, poate pe cineva am stingerit în ceva, cer milă și îndurare și fără uit mai rătași. Domnul să vedeți toți. Mulțumim, Părinte, pentru îndemnuri, pentru sfaturi. Vă ducem la cunoștință că și joia aceasta este sărbătoarea Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, se prăznuiește. Alte și sărbători importante nu sunt săptămâna aceasta. Vă așteptăm și duminica viitoare la emisiunea Cuvântul Preotului. Până atunci vă dorim o săptămână fără de păcat. Doamne ajută la fapte bune!